Astăzi este joi, este sărbătoare în Germania și suntem liberi, totul este închis. Astăzi sunt cu Erica aici, care s-a trezit, s-au trezit și băieții, dar sunt sus. Afară este frumos, cred că astăzi va fi mult mai cald decât a fost ieri și pentru că suntem liberi o să începem din nou treaba la camera de depozitare și vom mai face prin casă ce mai avem de făcut. Acele obișnuite, adică curățenie, spălat, probabil o să gătesc. Astăzi trebuie să mă duc și la colega mea de serviciu. Ea are grădină și plantează legume, fructe și mi-a zis că are foarte mult rabarbăr și că ei nu mănâncă, adică mănâncă doar ea, dar copiii și soțul ei nu mănâncă pentru că nu le place. Și a zis că decât să-l arunce, mai bine să-l dea cuiva și mi-a zis că dacă vreau să mă duc, că-mi dă. Și oricum mă duc mai târziu, mai pe seară, pe la 5-6 seara, cam așa. Și vreau să fac din el compot, prăjitură cu rabarbăr pentru copii, da. Cam asta o să facem noi astăzi. Mi-am comandat niște cărți de pe internet care au și sosit. Poate am ocazia să vi le arăt în vlogul de astăzi, dacă nu o să fac un filmuleț separat, da. Să vedem. Și deocamdată vrem să ne pregătim pentru micul dejun, să facem smoothie. Eric, ia uite-te la mami, spune, vrei smoothie? Da? Ați văzut cum răspunde când dă din cap? Îți place smoothie-ul? Da? Mă bucur. Dar ai ochișorul roșu, sper să nu faci conjunctivită. Și el l-a avut, l-am șters cu șervețele din acelea pentru ochi speciale și i-a trecut. Acum văd că iar începe să-i apară puțin, trebuie să-l șterg iar ca să nu se infecteze. Și e murdare în frunte, nu m-a lăsat să-l șterg, nu prea mă lasă să-l șterg așa cu șervețele. Azi ai? Da, nu m-ai lăsat. Nu m-ai lăsat. Mergem să mâncăm? Îți place să mănânci? Da. Hai să mergem să mâncăm. Să ne începem ziua de astăzi. Am spălat căpșunile și vreau să fac smoothie, să văd cu ce mai fac. Cu alte fructe care sunt prin frigider. Am și banane din acelea coapte. Astăzi mi-am întins părul, după cum puteți să vedeți, o parte. Partea aceasta de sus n-am mai reușit să o întind pentru că Eric n-a mai avut răbdare. Și a trebuit să-l iau în brațe și să venim jos. Da, e lapte, de lapte vegan. Să facem smoothie. Dar îmi place și așa cum stă. L-am prins aici, într-o chestie, într-un elastic și gata. Coafură nouă. Smoothie-ul meu, ce verde și copiii beau, dar tati nu vrea să bea, nu e dispus să încerce. Se preface că bea. Hai, tati, bea că e bună. La gust e bun, serios. Tati, uite-te cum te bie. Că bea așa, se fac. Adică uite-te. Aici este smoothie-ul meu. Atât a mai rămas, că altfel îmi umpleam și eu paharul. Și vreau să vă arăt ce pahar am. Scrie Beste Mama, mi l-am cumpărat de Muttertag, l-am găsit în Kaufland și a fost ultimul pe care l-am găsit, mai avea cu Bester Papa. Ciprin nu a vrut unul din acela și după aceea i-a părut rău, pentru că este foarte bun, adică calitatea lui este bună. Și e prima oară când beau din el, dar l-am spălat, de aia știu că este de o calitate bună. Este și gros, este super ok. Și de aici o să beau. Ce fain e, Beste Mama. Da, pe păi așa e la noi în familie. Super bun smoothie-ul meu, chiar dacă e verde. Dar e bun și sănătos. Îți place, Edi? Și mie. Tati a scris adineauri Vater Tag, Papa Mus Schlafen. S-au trezit copiii de dimineață. Dar știi ce v-ai zis? Azi e 21. Azi e ziua tatălui. Lăsăm pe tati să doarmă. Dacă v-ați uitat de mine. Nu, păi, dar astăzi suntem în mai. Păi da, astăzi suntem în mai și ziua ta e la anul, în februarie. Mami, tati are normal în septembrie. Știu, dar astăzi este ziua tuturor taților, cum a fost ziua mamei, Muttertag.
Și toate când mamele... Ziua, când e ziua a mea toților, de-al mele? Și dau cerealul el, când? Păi, deocamdată ai ziua ta în februarie, când te-ai născut, și pe 1 iunie, când este ziua copilului. Atunci este ziua tuturor copiilor. Iunie? Da, imediat este. Tati, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc! Te iubim, tati! Și sorry că am uitat că astăzi este fata ta! Și un an nou pentru tine. Așa, acum de fata ta, hai să facem ce-mi place mie. Să dormi. Ciprian umflă piscina la copii, e o piscina din aceea gonflabilă, ca să se bălăcească puțin. Trebuie să-i dau cu cremă de soare, să le dau costumele de protecție. Pe al lui Eddie trebuie să-l caut. De fapt, am o mărime mai mică pentru el. Mărimea pe care o port acum, când am căutat, nu am găsit. Eu eram pregătită pentru Turcia, pentru că știam că anul acesta plecăm în concediu, dar pentru că nu se mai poate din cauza virusului, o să vă povestesc eu mai multe despre această excursie, probabil într-un alt filmuleț. Am costumele pe care urma să le iau, de fapt costumul lui Eric, pentru că lui Eddie nu i-am găsit. Și da, prinde bine acum, stați că mă strigă Eddie. E alb, galben sau alb. Da, e normal să fie așa. Uite-te, unde mă duc. Oh, mahalo! Ja brauchen keine mehr Bad. Brauchst nichts mehr. Wir haben eine Bad. Ich nehme für meine Enkelchen. Aber kannst du sagen, Oma, du bist so nett mit uns. Immer du bringst etwas. Dankeschön, Oma. Dankeschön. Nicht so, ich brauche nicht. Vielen Dank, Oma. Umple piscina cu apă, acolo vine apă rece și eu am aici în legheană apă fierbinte ca să fie cât de cât călduță pentru ei. Ok, mă duc cu apa. Ok, vine, atenție! Atenție! Și lece pune-n ea. Sunt ca să fie val. Ai pus aici pe mine. O, sorry, înșul de gând. Lasă că mai mă încerc așa. Tati s-a dus cu oala de ciorbă. Să le pun apă fierbinte. Să nu vină, să nu vină asta. Să duc apă în vor. Tati cu oala de ciorbă după tine. Astăzi zic că nu am voie să îl filmez. E supărat pe mine pentru că am uitat că astăzi este Father Tag, e ziua tatălui. Și n-am vrut să mă pupe, a trebuit aproape cu forța. Dar după aia n-a rezistat și a venit și m-a pupat așa cu toată forța. Ce vrei, să uzi grădina? Dar nu acum, iubi, că e cald. Se udă dimineața sau seara? Că acum se ard florile. 30 de grade, iubi. Păi nu, dar oricum. Să nu uzi florile ce le-am plantat, le aud eu de seară. Te mănânc. Dacă le uzi. Ne udă. Edi, trebuie și noi să-l udăm pe tati, ai înțeles? Ai, ce rege. Na, na, na. Na, na, ai de mine, nu mai uda, gata. Nu mai uda. Păi du-te de aici! Crezi că-mi filmez? Ce filmez? Nu mă lasă în pace! Vine tot pe lângă mine și face de lucru. Cipriotu! Vreau să vă zic că... Dar nu vreau e... Hai, lasă-mă! Du-te poți treaba, da! Așa îmi face! După ea tu așa ceva, ce-mi dai mie? Hai, ia pe mine, nu credeam că-mi dai oțet! Așa am văzut prima dată. Era apă minerală. Ok, copiii sunt în piscină. Eu fac treabă în casă, ca de fiecare dată. Da. Păi dacă nu mă lași, dacă nu mă lasă, mă chinui de cât 20 de minute să iau vasele, să scot vasele curate din mașina de spălat vase. Că nu mă lasă. Hai, tu te faci treaba ta. Ce fac? Uite,
Așa, și vreau să vă zic de costumele acelea pe care le are Eric pe el, că are factor de protecție 50+. Am scos din frigider, împreună cu Cipri, toate produsele expirate, care trebuie să aruncate. Uitați câte sunt. Așa, cu băieții fac un experiment. I-a dat cratița Cipri, cratița oala de ciorbă, ca să încapă, și face experimente din, cu produsele expirate. Îți dăm de mâncare. Îmi dai mie de mâncare, eu nu mănânc ce acolo, să știi. Glumesc! Bine! La sfârșit să vedem ce iese. Wow! Ce faci acolo? Ciorbă? Da. Sau supă? Ciorbă. Ciorbă. Ce ciorbă faci? De hexe. Uite de ce bună! Oh. Și vreau să facem spicy. Ia să vedem dacă hexe e spicy. Mamă! Deci cred că experimentele acestea le plac tuturor băieților. N-am întâlnit băiat care să nu fie încântat de experimente din acestea. Mami, uite-te ce bună! E bună? Nu cred că e bună, dar dacă tu zici... Culoare frumoasă, știu. Acum, că n-ai genera. În seara asta vrem să facem pește la cuptor, așa că am pus la decongelat peștele în bolul acela. Și lângă pește, cred că vom face și sparanghel tot la cuptor. Avem sparanghel din acela subțire și verde, din acela fraged, abia aștept să mănânc. Nu umbla, e pentru copii. Vreau să mergem în parc și am făcut popcorn ca să ducem și la ceilalți copii. Copii am aici punguțele, auzi la el. Am aici punguțele, punem punguțe și a început să mănânce din popcorn. Uitați ce bine arată, eu l-am făcut. O să fac și un filmuleț cum fac eu popcorn. E foarte simplu de făcut, înainte mi se ardea, dar am o tehnică și o să vă arăt și vouă. Ok, punguțele cu popcorn sunt gata. Am aici una plină plus încă o jumătate de pungă. Credeam că o să-mi iasă două pline, dar e ok și așa. Aici am niște afine pe care le iau cu noi și mai am niște piure din acelea de fructe pentru copii, plus niște biscuiți, acelea le-am pus deja în rucsac. Și când merg în parc, îmi place să fiu pregătită cu tot ce au nevoie copiii. Am luat și apă să le dăm și îmi place să fiu pregătită pentru că mai vin și alți copii cu care se joacă copiii mei și le dau și lor, pentru că și ai mei primesc de la alții, așa că mi se pare normal să am și eu să le dau și lor. Și da... Să mergem în parc. Mă bufnește râsul pentru că noi ne pregătim de vreo 2 ore să mergem în parc și încă n-am ajuns în parc. Dar de ce? Pentru că copiii erau gata, îmbrăcați, frumos aranjați și Eric s-a dus îmbrăcat în piscină, așa a intrat. L-am schimbat. I-am dat alte încălțăminte și acum vine Edi. Mami, am căzut în piscină. Și acum Eddie este ud, trebuie pe el să-l schimbăm. Ai, deci noi până ajungem undeva, greu, foarte greu. Dar sperăm să ajungem și noi astăzi în parc. Mergem în parc, în sfârșit, am reușit să ieșim din casă. Nu întrebați după cât timp, că nu vreți să știți. Când ascultăm pe mami, vreau. Nu-i adevărat? Da. Eddie! Da. După cine am ajutat cel mai mult? După Eddie. După Eric, vezi, de data asta. După mami. Și după Eric, amândoi ați căzut în piscină. De fapt, Eric nu a căzut în piscină, s-a băgat singur, de bunăvoie. Și este la tati acolo, în marsupiu. Acum e odihnit, că a dormit băiatul. Așa-i? Da! Și mergem în parc să ne jucăm, să vedem dacă sunt copii în parc. Ta-da-n! Doi ciprioți. Și cu cel mic, 3 ciprioți. Îi las la parc, da? Și eu mă duc să iau rabarbarul de la colega mea. A zis că are mult și că mi-l dă pe tot, dar nu știu cât de mult. Mi-am luat o plasă la mine. Păi vreau să fac un pot, prăjitură, să vedem. Dar să vedem cât îmi dă. Repară cartul lui Eddie. Eric. Eric, repar?
Să nu-ți prinzi mâna. Da. Nu, te-am întrebat tu și te-am întrebat pe tine cum e larg, știi? Și ai ieșit tu larg. Sofia! Sofia, nu mai, gata, așteaptă, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Edi, Eric, facem schimb. Nu, nu mai da, nu mai da. Familiale instrumente. Da, te mai da, nu mai da. Eric, ce faci? Repar? Repar? Da? Ești mecanic? Ia uite ce se pricepe acolo cu șurubelul ăsta. Așa, bravo, dă-l-i mami. Să uite acolo, în rucsac la tati. Dă-i lui tati. Așa. Așa, iubire, bravo. Edi pe unde este? Edi acolo cu cartul. Ta-na-na-na-n. Acasă să mănânc, să facem peștele, dar nu am șanse, Edi nu vrea să plecăm. Așa că trebuie să mai stăm aici. Nu prea mai sunt copii cu care să se joace. Dar se joacă, se plimbă cu cartul. Mi-am dat pe leagăn. Îmi place să mă dau pe leagăn. Tic! Tic! Vrea la apă. Repede, repede! Aaaa, s-a terminat! Hai, hai că dau eu drumul! Pac! A, stai că trebuie să aștept să... Vreau să vă arăt rabarbarul, acum că am ajuns acasă din parc, ia uitați cât este, este mult. Și pentru că este atât de mult, o să fac și prăjitură pentru weekendul acesta, că vrem să mergem la un parc de distracții, dar este mai mult cu animale, pentru copii. Și restul o să-l curăț și îl voi congela, ca să am pentru următoarele des când vreau să fac compot sau prăjitură. Vezi ce mult e, Edi? Uite cât rabarbar este. Se mănâncă și așa crud, dar trebuie să-l curăț și să-l spăl. Și dacă vrei, poți să probezi. Mami? Este acru la gust, e bun. Acru? Uh-huh. Acum? Dacă vrei, da, îți dau. Acru acum? Stai să-l curăț și să-l spăl. A gustat Edi rabarbar. Și îi place, văd că mănâncă, e bine. Cum e, Edi? Bună. Bun și crocant, așa? Și acru. Mmm. Leca, șmeca. Facem un pandișpan cu rabarbar, prăjitura. Să luăm cu noi duminică. Ia uitați, tati, ce bunătate a pregătit. Urmează să fie introduși în cuptor. Și mi-a mai dat colega mea niște ruzinci roșii congelate și tot ruzinci, dar negre, congelate și ele, pentru că are congelatorul plin și copiii împreună cu soțul ei nu mănâncă, lor nu le place, așa că mi-a dat mie două pungulițe acestea. O să le folosesc tot așa, la o prăjitură sau într-un smoothie, chiar într-un smoothie. Update de situație în bucătărie și prea nu, ia uitați. Ce bine arată, abia aștept să mănânc.
A pus și cartofi și sparanghe. Mâncărica este gata, eu uitați ce bine arată. Trebuie să ne scoatem tavă în cuptor, să lăsăm să se răcească și să mâncăm.